Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm despre ultimele evenimente din țara noastră, dar în același timp și despre data de 24 februarie în care urmează să se desfășoare alegerile parlamentare. Aceste aspecte, dar și altele, le vom aborda împreună cu Vasile Bolea, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Cu domnul Nicolae Pascaru, președintele Mișcării de Tineret Voievod, bună seara! Bună seara! Și cu Valeriu Reniță, jurnalist, bună seara, bine ați venit la Reflector Analitic! Bine v-am găsit! Domnule Reniță, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune prin a vă întreba. Iată, în spațiu mediatic foarte mult a fost discutată această idee lansată de altfel de către liderul PD, faptul că ar fi cazul ca în ziua alegerilor să se desfășoare și un referendum care ar permite concetățenilor noștri să zică 101 deputați sunt mult sau ar trebui să reducem acest număr și ei propun cifra de 61. Cum vedeți dumneavoastră această inițiativă? După aceea vom încerca să vedem și prevederile legale. Este o inițiativă, s-au făcut mai multe discuții în contradictoriu în această temă. Unii spun că probleme de acest fel trebuie rezolvate în cercuri mai înguste de economiști, oameni de știință. Alții spun că totuși este prerogativa celor care aleg Parlamentul. Și eu... Dar considerați că 101 deputați sunt mulți pentru condiții? Nu, eu nu sunt... Vedeți că cei care țin de prima opinie pe care am numit-o, da, ei se referă la standarde, ei se referă la anumite concepte care au fost făcute, deci câți deputați ar putea bine reprezenta poporul care are cutare sau cutare număr. Și alte standarde de felul ăsta. Eu zic că, totuși, dacă inițiativa este deci propusă, oferită alegătorilor ca să spun ei ce cred că nu e o problemă, pentru că nu poți critica pe cineva care spune că, bine, dacă trăim într-o democrație, lasă deci electoratul sau alegătorii, cetățenii să se pronunțe asupra unei probleme de interes național. Eu nu știu dacă e mult, ori e puțin, 63, poate 70, a fost și propunerea socialiștilor mai înainte de 70. Eu chiar în primul parlament, da, s-a început a vorbi despre faptul că sunt prea mulți și atunci cu mâinile lor deputații au mers, știți, la, chiar dacă erau în cunoștință de cauză că dacă ei tai de la 380 la 101, mulți nu vor mai nimeri, da, în viitorul parlament, dar au mers. Cred că lucrul ăsta trebuie salutat. Acum, mai departe, eu cred că... Principalul este ca Parlamentul să fie funcțional? Contează calitatea... actului. Da, calitatea actului, calitatea funcționarilor, calitatea aparatului care se adună, pentru că pe lângă deputați trebuie să aibă și un aparat foarte competitiv. Da. Domn Pascaru, iată, pe lângă această inițiativă despre care vorbea și domnul Răniță, mai este prevăzut un aspect, posibilitatea ca cetățenii să poată retrage mandatele acelor deputați de activitatea cărora nu sunt mulțumiți. Cum vedeți dumneavoastră această afirmație? Este una populistă? Vine să se înscrie în șirul promisiunilor preelectorale? Sau are o ancorare cât de cât în realitatea social-politică? Chiar și această inițiativă de a face ca să fie mai puțini deputați în Parlament, clar că este un act de populism. Noi acum avem nevoie de referendum și inclusiv pe întrebarea asta cum căruța stop-cran. Că altfel nu poți să spui, pentru că oamenii și așa sunt prea supraîncărcați cu problemele care le avem. Inclusiv am intrat într-o iarnă când mulți din locuitorii țării noastre nu au elementar lemne, cărbuni, niște pensii mizere. Și acum se încearcă să restituie acești deputați, pentru că problema nu este aceasta. Problema e, și într-adevăr, pentru această guvernare poate este prea multe școli. Am văzut că am început să închidă școli sau sunt prea multe spitale, închid spitale, apoi sunt prea multe primării, vor să închidă și primăriile, poate prea mulți oameni sunt în țara asta, mulți pleacă. Ei trebuie totuși să atragă atenție nu la
acțiunile acestea populiste, ei trebuie să atragă atenție la calitatea oamenilor care trăiesc în țara asta, pentru că avem o țară bogată, avem o țară cu așa un pământ bun, cu oameni harnici, dar avem un mare cumpăn în țara asta, că avem niște guvernanți care nu-și iubește propriul popor. 101 deputați e suficient? Eu cred că e suficient 101 deputați. Este important să întărească aceste alegeri, că deputații să nu treacă dintr-un partid în altul, să nu și îi cumpărați. Și dacă cetățeanul i-a trimis în Parlament pe lista unui partid, el nu trebuie să plece în alt partid, pentru că aceasta este o corupere a mandatului de deputat. Și a doilea, și am vrut să atrag atenție, ceea ce spun ei că vor retrage înapoi mandatul unui ales deputat, da? Clar că dacă închipuiți-vă acum este guvernarea atât de coruptă și bogată, acești oameni care conduc Moldova, clar că dacă a vedea un deputat din Aneni Noi sau din altă parte că nu le intră lor în voie, e clar că oamenii ăștia poate să te retragă și să așa mai departe, pentru că asta să influențeze. Dar nu se vor crea precedente, domnule Pascaru, nu se vor crea precedente atunci când nu vom avea pe plac, fie după coloratură, fie după anumite interese? Eu cred că noi avem prea multe precedente create, prea multe istorie din succes, inclusiv cu Curtea Constituțională, cu schimbarea acelea în Constituție, cu așa niște lucruri de murdare, că ar fi timpul ca să ne oprim toți, să ne gândim ce guvernare vrem noi de anul viitor și înainte de 2019. Trebuie cetățenii să uite programul la partide și trebuie să analizeze, să pui creierul în mișcare și să analizeze cine și ce au făcut în perioada asta din 2009 și încoace. Și cum au lucrat partidele care sunt mai vechi de 2009 sau oamenii care au lucrat în guverne și care succes au avut. Și eu mă gândesc într-o analiză de asta așa simplu, oamenii să știe pentru cine trebuie de votat. Domnule Bolea, dumneavoastră în calitate de deputat, această inițiativă a răsunat, cred că nu o singură dată, din partea diferitor partide politice. Ori iată, în preajma viitoarelor alegeri parlamentare, PD-ul în cadrul briefingului, dacă nu mă înșel memoria de săptămâna aceasta, spunea că ar fi cazul să se revină de fapt la această intenție, să se reducă numărul deputaților până la 61 și de fapt, ceea ce punea punct asupra acestei probleme era și faptul că liderul PD ne asigura că există temei legal ca să se desfășoare acest referendum în ziua alegerilor parlamentare. Iată, de aici se începe marea disensiune. Care este poziția Partidului Socialiștilor? În primul rând, haideți să revenim de la început. Ideea, într-adevăr, ceea ce a spus dumneavoastră nu este una nouă. Vreau să vă spun că pe parcursul ultimilor cel puțin 4 ani de zile guvernarea nu se ocupă cu altceva decât să plagieze acele idei care vin din partea opoziției. Cunoașteți cu toții că în trecut această idee de micșorare a numărului deputaților a fost vociferată de președintele Republicii Moldova și a fost decretat un referendum în acest sens de micșorare de la 101 la 71 de deputați. Ori acest referendum și acest decret a fost înmormântat, să-i spunem așa, de către acei gropari de la Curtea Constituțională și vedem că nu a trecut un an de zile când această idee se revine la ea, spusă de către guvernare, de către Plahotniuc la briefing-ul pe care îi în permanență l-au în zilele de marți. Și uitați-vă că această idee este pe larg discutată în societate. Dar părerea mea că la această întrebare trebuie să răspundă poporul Republicii Moldova, de la care emană suveranitatea în acest stat. Vreau să vă spun un lucru. Noi am studiat practica și altor state. Dacă nu greșesc, în 2016 a avut un asemenea referendum în țări care, bine, putem să comparăm, da, cu Republica Moldova, după număr de populație, după unele procese care au loc, da, în statele astea. De exemplu, în Armenia, parlamentul din Armenia era constituit tot din 101 deputați. Ei au revenit la 71
grație unor procese, inclusiv migraționiste, da, tot mai puțin cetățeni locuiesc în țară, numărul populației scade, da, și de aceea ei au recurs, da, la acest pas și au micșorat de la 101 la 71. Da. Ori la noi în țară aproximativ aceleași procese au loc, înțelegeți? Și din punctul ăsta de vedere, ideea are dreptul la viață. Da? Domnule Bolea, eu vreau să ieșim, iată, din starea de lucruri existentă. La ora actuală, Parlamentul Republicii Moldova, și o să vă rog chiar să mă corectați, are aproximativ 10 comisii, da? Aproximativ. 10 sau 11. Sau 11. Reieșind din numărul pe care fie că îl propun democrații, fie că îl propun alte partide politice, el poate fi un parlament lucratibil? Ca să-și îndeplinească misiunea lui, pentru că și domnul Reniță ne sugera că el trebuie să fie funcțional. Nu contează poate știți numărul. Cum, noi putem să modelăm diferite situații. Da. Dar asta va fi clar atunci când se va implementa nimicul în practică acest lucru. 10-11 comisii, eu cred că este numărul suficient, da, ca Parlamentul să discute, da, în cadrul acestor comisii diferite proiecte, diferite idei care, mă rog, fac parte din... Dar 4, 5, nu știu, 6 deputații suficient în comisie? Pentru că ăsta ar fi numărul, da? Nu. Dacă vor fi 10 comisii și admitem ceea ce am... ideea care noi o înaintăm, da, de 71 deputați, 6-7 deputați într-o comisie, de ce nu? E okay, da? De ce nu? Aici evident că va fi o sarcină, așa să spunem, mai mare, accentuată, mai mare asupra vicepreședinților Parlamentului și asupra secretariatului. Nimijlocit direcții juridice, generale juridice și asupra celorlalți, mă rog, asistenți și consultanți din comisii. În principiu, Parlamentul în cazul respectiv poate să, bine, dacă resursele sunt insuficiente, eu mă refer la resursele de specialiști, da, calitatea umană, da, celor care sunt angajați în secretariat. Ei pot să recurgă la expertizele din, bine, din afara Parlamentului, societate civilă și așa mai departe. Apropo, lucru dat și astăzi se face, da, cu expertiza diferitor ONG-uri, se fac chiar și proiecte de lege sau modificări la legislația, da, în vigoare. Bine, deputații trebuie să mai departe acele idei care vin din partea societății civile să le chipzuiască, da, și să redea asta într-un proiect de lege. Domnule Reniță, ce, da. Eu îmi cer scuze, dar ceea ce a spus dumneavoastră referitor la referendum în aceeași zi cu alegerile, da, parlamentare, părerea mea că totuși un asemenea referendum ar trebui să fie făcut în altă zi, ca cetățenii în primul rând să mediteze asupra acelor partide sau asupra acelor candidați, de fapt, problemele. Dați cui o să-i dea această putere, da, pentru următorii 4 ani de zile ca să fie ei reprezentați. Ori referendum în aceeași zi cu alegerile parlamentare, închipuiți-vă, noi acum vom avea un scrutin parlamentar unde cetățenii noștri vor trebui să aleagă deputat și pe circunscripția națională și circunscripția nominală. Deci, da, vor primi 2 buletine. Și în cazul referendumului vor primi încă 2 buletine suplimentare. Și uitați-vă atunci la haosul care se creează. Da, poate să existe așa o... putem să-i derutăm pe alegători, înțeles, în, da, cazul respectiv. Ceea domnule ce Reniță, nu este binevenit. Noi, în calitate de jurnaliști, desigur, când abordăm tematica politică, încercăm să vedem modul în care s-a manifestat o anumit deputat sau o anumită fracțiune. De ce încep atât de departe întrebarea mea? Pentru că, și fac o constatare care este destul de relevantă în contextul respectiv, din cei 101 deputați, un număr în
nu au nicio inițiativă legislativă, nu au nicio luare de cuvânt și atunci poate ceea ce propun anumite partide politice vine într-o selectare mai rigidă a celor care vin să ne reprezinte pe noi în Parlament. Susțineți această teză? S-ar putea. Lucrurile, adică chestiunea asta poate fi abordată... Interpretată diferit, da? Da, abordată și din punctul ăsta de vedere, că dacă vor fi mai puțin pe liste, competența va fi mai mare și dacă presupunem că totuși organizatorii sau cei care fac lista, selectează lista atunci când o selectează, au în vedere în primul rând competența, atunci da, dar mai sunt și alte criterii atunci când se face lista, nu neapărat competența, de exemplu, notorietatea, doar nimeresc în liste și artiști, fie ca poporului, fie că nu, sau pur și simplu artiști, da, sportivi de performanță. Performanță, da. Și lucrul ăsta probabil că e justificat din punct de vedere a popularității, pentru că atragă anumiți oameni în lista, adică lista capătă o imagine mai bună, realistă, mai atractivă. Eu cred că ar trebui să pui în primul rând la bază competența, dar nu numai la noi. Deci, știți, în Italia sunt prostituate în Parlament care sunt cunoscute. Vistite, da? Da, absolut. Sau nu neapărat deci oameni de profesia asta, dar care au aceeași calitate, toți sunt atrași sau sunt rănite profesiile, da? Deci, politica e un lucru deci complex. Și nu putem spune... Profesii vechi. Da, dar, da, din păcate, tot atât de vechi ca jurnaliștilor. Dar da, vreau să spun că totuși, sigur că avem acum nevoie de multă competență și, cum spunea domnul Bolea, ar fi suficient 6-7 oameni sau chiar 3. Dar eu mă gândesc că uneori, dacă e un om deștept, el poate să înlocuiască 6-7 oameni, dacă e la locul lui. Și da, s-ar întâmpla numai să încurci. Eu înțeleg că e vorba de Parlament și trebuie să fie reprezentativitate. Dar dacă vorbim de treabă, ca cum zice rușul, dielo, apoi normal, că dacă e un om competitiv și la locul lui, poate... Dar iată, într-un stat democratic se presupune transparența, în primul rând, a fiecărei instituții a statului, dar în același timp, noi, alegătorii, îi putem trage la tablă, trece la tablă pe cei pe care i-am delegat. Cum vedeți dumneavoastră, asta este posibilitatea deputaților de a ne asigura transparență și dacă această afirmație cu faptul că ar putea să li se fie retrase mandatele se ancorează în realitate. Astăzi ce avem și... Știți, e același paradox a democrației. Pe de o altă parte, eu cunosc că lumea întotdeauna și-ar dori să retragă un om de la o funcție înaltă atunci când el nu este pe potriva funcției. De exemplu, chiar primarii. Primarii putem retrage, dar știți ce mecanism complex e acolo? Anevoios. Da, e foarte greu să organizeze anumiți oameni, de exemplu, care nu sunt mulțumiți de activitatea unui primar și să-l retragă. Eu cel puțin nu cunosc că un proces de felul ăsta să fie dus până la capăt. Inițiative au mai fost. Acum, statul de drept spune că n-ar fi bine ca... Deci, cetățenii se poate retrage mandatul unui om odată ales. Pe de altă parte, dacă te gândești că totuși poporul este suveran și totuși el are dreptul și la inițiative și conform legii el este, deci, de la suveranitatea lui, vin mai în consecință mai multe chestii, adică mai multe competențe. Derivă, da. Poftim? Derivă mai multe. Da, derivă mai multe competențe. Și atunci el, în principiu, dacă acceptă o asemenea inițiativă, de ce nu? De altfel, ca și cu referendumul, eu sunt de acord că poate sunt mai multe chestiuni adunate la un loc împreună cu la acest... Dar, pe de altă parte, știți că noi nu prea am practicat acest exercițiu democratic a referendum și primele două referendumuri care au fost organizate s-au prăbușit. Mișoat. Prin urmare, eu consider că e nevoie, poate o să-mi dea dreptate colegul că e dintr-o organizație sportivă, e nevoie mereu de antrenament. Și, deci, în câteva rânduri, poate ei o să vină la, de nevoie
la alegeri, că ei vin și vor da cu părerea și asupra referendumului și după asta delimitat, după ce s-au învățat. Pentru că eu sunt convins că referendumurile se prăbușesc din cauza că oamenii nu prea înțeleg. Dar nu prea înțeleg ce e asta. Nu prea înțeleg de ce se merge. Ei știu că merg la alegeri. Dar cu referendum noi n-am avut în ultimii 200 de ani pe teritoriul ăsta, n-am prea avut referendum. Da. Sau n-am avut deloc. Da, domn Pascaru, rămân albi ceea ce spune domnul Reniță. Vreau să medităm poate un pic asupra faptului că societatea civilă, per pe ansamblu, contribuie esențial la procesul decizional. Această prevedere rămâne a fi una teoretică? Da, această prevedere e una teoretică. Noi trăim într-o semi-dictatură, dacă nu o dictatură așa aspră, și asta trebuie să recunoaștem. În momentul când o parte de deputați în Parlament, noi nu-i cunoaștem la față. În moment când deputații din Parlament nu iasă și spui o opoziție, dar sunt influențați de niște puteri din afară. Și asta este o mare problemă. Alegerile astea, într-adevăr, vor fi organizate cu haos. Pentru că sunt tare mulți specialiști, undeva care stă undeva în umbră și fac tot posibil ca acum în Parlament să ajungă oamenii trecuți prin labirinte, prin diferite filtre, ca să fie fideli guvernării. Și este un proces foarte complex. Ceea ce vor să facă această ceață, acest haos, adică s-ar și duce lumea în eroare, îi împarte, știți, așa pe categorii, ca lumea, știți, să nu-și mai dă de seamă. Nu, ia închipuiți-vă, cum poți să retragi tu deputatul înapoi? Da. De exemplu, dacă pentru deputatul ăla s-a votat secret o număr de oameni, cum noi știm că oamenii ăștia care au votat secret pot să-și retragă înapoi? Dar situația asta se poate de improvizat atât de frumos, mai ales în moment când noi avem oligarhi niște regionali care au mulți bani, care poate să-și ridice un protest pe bani să faci. Adică acesta este un exercițiu neîndeplinit. Într-a doua, eu nu înțeleg, haideți că trece referendum că se micșoreze numărul de deputați. Apoi și facem, parlamentul ăsta, oamenii vin și votează, pentru următorul, dar și niște acum și minuni poate să le facă, poate să mai demisioneze niște deputați, vreo 30, care nu sunt de acord cu guvernarea. Și, într-adevăr, oamenii care merg în politică se întâlnesc în niște labirinte, niște încurcături. Pentru că, uitați, țineți minte, oamenii cei care au făcut ca dintr-o țară democratică, independentă și suverană să dispaie un miliard, pur și simplu ca la circ, parcă erau ăștia de la Copperfield, știți? Au dispărut mai mult de un miliard acolo. Ăștia se fac tot posibil că guvernarea asta tot să rămâie așa, numai puțin altfel. Așa e, din mare păcate. Dar și poate să spui cetățeanul așa la simplu. Da. Cetățeanul simplu, el când îi dai tare multe informații, el de acum este dus în eroare. Și nici mai vine ăștia de la șor cu niște cârnășori și cu un pahar de vin. Da, ca să nu facem publicitate. Da. Înțelegi? Da. Și el e dus în eroare, el nu știe și vrea. El uite și din miliarde, din colo, ești de pensie, dați-i pașii numai să știți să fie bine. Da. Este, într-adevăr, eu cred că este o problemă foarte mare în democrația noastră moldovenească, pentru că nu e ordine și nu sunt niște reguli bine stabilite. Ar fi bine să fie niște tradiții, adică o regulă și ca în Constituția Americană, să aibă câte 200 de ani, să nu schimbi. Dar la noi vedem că se schimbă reguli de joc așa cum le convine guvernării și nu este cinstit toată treaba asta. Domnule Bolea, mâine, cel puțin noi, cei din media, așa am fost informați, este ultima ședință oficială a Parlamentului, se încheie această sesiune și de fapt se încheie... Nu e ședință oficială, până mâine Parlamentul poate să adopte încă legi organice și legi constituționale. Da. După această zi, Parlamentul poate să înturnească, să discute diferite probleme, poate să adopte niște hotărâri ale Parlamentului și doar atât. Și legi ordinare. Da, eu vroiam, de fapt, pornind de la această afirmație, să ne spuneți, în calitate de deputat, ați depistat mai multe inițiative cu tentă electorală în ultima perioadă de timp și, nemijlocit, aș vrea să facem referire la faptul că PSRM-ul împreună cu PCRM-ul astăzi au părăsit sala Parlamentului. Noi poziția ne-am expus-o, am înaintat câteva propuneri în ajun de alegeri, da, să calmăm puțin spiritele, da, că vedem ceea ce se discută în societate referitor la acele privatizări care pot fi ad hoc pe ultima sută de metri să fie făcute și să fie, noi am propus să fie instituit un moratoriu, da, la aceste privatizări. De asemenea, un moratoriu la o posibilă recroire, da, a hărții administrative teritoriale a țării,
unde știm bine, în culoarele puterii se discută acest lucru, ca să fie lichidate mai multe primării, să fie făcută reforma asta administrativ-teritorială, trecerea la județe, lichidate primăriile unde sunt mai puțin de 5.000 de locuitori și asta ar bate, da, ar fi o lovitură serioasă în administrarea țării, inclusiv la nivel local. Dar din ceea ce au spus colegii, da, sunt de acord că în ceea ce ține de retragerea mandatului deputatului, aici trebuie să discutăm retragerea mandatului cărui deputat, care a fost ales în circumscripția națională pe liste, sau poate cel care a fost ales în circumscripție nominale. Pe aici trebuie să gândim, sau cei care au propus, da, să gândească mai bine. Mecanisme de asemenea mecanisme avem privind retragerea mandatului primarului ales. Însă pentru aceasta trebuie să fie creat grup de inițiativă, trebuie să se colecteze semnături, trebuie să fie convocat acest referendum, trebuie să participe și să voteze pentru retragerea mandatului, nu mai puțin voturi, da, să acumuleze ideea asta decât a fost ales deputatul. Da? Sunt multe chestiuni de asemenea gen. Vreau să vă spun că în ceea ce ține de retragerea mandatului primarilor, da, noi în istoria Republicii Moldova am avut 28 asemenea cazuri și niciun primar ales nu a fost retras. Iată cam, eu gândesc că fix același lucru se va întâmpla atunci când, eu știu, această idee va fi deja introdusă în Constituție. Referitor la când, da, în cazul dacă la acest referendum poporul va spune da pentru una și a doua idee, deci după aceasta va urma o procedură de legiferare. Deci trebuie să fie o treime din deputați ca urmare acestui referendum să vină cu o inițiativă legislativă de modificare a Constituției. Această inițiativă să treacă prin avizarea Curții Constituționale, să stea jumătate de an în Parlament, în așa mod ca să nu fie atins, da, acest proiect, și după aia în jumătate de an să fie dezbătut și votat cu 67 de deputați. Adică procedura este foarte lungă. Procedura este, bine, sunt mai mulți pași, da, care trebuie să le respectăm. Și înaintea referendumului, dar și mai mulți pași după acest referendum. Se va vedea până la urmă. Noi am avut asemenea cazuri, referendum consultative, da? Dar care nu s-au soldat cu succes. Și cu succes și cu efecte. Da? A fost, dacă eu nu greșesc, președintele Lucinski pe timpuri tot a venit cu un referendum consultativ, iar când Parlamentul trebuia să exprime voința poporului, da, să înainteze un proiect de lege prin care să dea curs voinței poporului, au făcut altfel cu totul decât acea poziție pe care au luat-o poporul în cadrul acestui referendum. Urmează să vedem. Domnule Reniță, cel puțin datele oficiale ne zic că, dacă nu mă înșel în memorie, la 25 decembrie aproximativ se începe campania electorală. Jurnalistul Reniță sesizează un început mult mai devreme a campaniei electorale prin tot felul de inițiative, prin tot felul de declarații, prin tot felul de, nu știu, întruniri și așa mai departe? Da, bineînțeles. Eu cred că electoralul au început-o, de fapt, opoziția de dreapta, da, de extremă, deci mă refer la opoziția extraparlamentară, și ca să înceapă bine, le-a venit în ajutor Parlamentul European cu rezoluția respectivă, când practic în rezoluție nu se conținea numai cuvintele cine trebuie să câștige aceste alegeri, dar era clar că trebuie să le câștige deci blocul acum. Acum, da. Deci era făcut, adică în declarație se conțineau
sintagme, chiar și propoziții întregi din declarațiile anterioare acestor partide. Deci cineva a redactat prost textele astea. Și eu consider că odată cu rezoluția Parlamentului privitor la unde se conținea fraza că alegerile trebuie să fie corecte și legale, deci din momentul când s-a lansat fraza asta, era clar că deci, toată lumea trebuie să lanseze, fie că în alegeri corecte, fie că incorrecte, dar trebuie să lanseze în această electorală și respectiv partidele deci, au început să miște. Asta se observă în studioul televiziunii. Iată din observația pe care o faceți dumneavoastră. Există riscuri sau există premise reale ca unele partide, concurenți electorali să fie excluși din liste, din această campanie? Pentru că am avut precedente, de aceea și acordă această întrebare. Am avut precedente, dar rezoluția asta tocmai în subtext conținea și avertizarea asta că dacă o să fie excluși, nu știu alții, dar dacă o să fie excluși ori Maia Sandu, ori Andrei Năstase, deci alegerile vor fi invalide. Asta se citea clar pe întrebări. În general, rezoluția Parlamentului European, fiindcă a fost redactată de o majoritate care este deci blocul acum face parte din familia de partide respective, deci ea a fost făcută tocmai pentru... Deci s-a ridicat mingea la plasa opoziției de dreapta extraparlamentară și a fost făcută tocmai pentru ei. Acolo se conțineau toate recomandările. Deci eu în fine înțeleg așa că dacă nu vor învinge aceste partide, Parlamentul European, prin diferite tertipuri, că nu a fost bine, că a fost invalid, va face totul ca să invalideze aceste... Sau dacă, de exemplu, nu va fi scorul pe care îl așteaptă ei, nu știu, poate Europarlamentul așteaptă să nu înving îndată, dar în celălalt parlament, ori poate nu vom avea alegeri cu rezultate definite în această... În viitorul februarie. Se așteaptă că, deci, dacă... Așa înțeleg, socialiștii nu vor face bloc electoral. Anticipați întrebarea mea. Vedeți alte blocuri în afară de acum? Fie pe stânga, fie pe dreapta? Știți că eu sunt de acord. Mai multe sondaje arată că socialiștii, blocul acum și Partidul Democrat vin neapărat în Parlament. Celelalte au mai puține șanse. Dar totuși am auzit și declarația socialiștilor și declarația blocului acum că ei nu vor face niciodată coaliții parlamentare cu Partidul Democrat. Și am înțeles că socialiștii nu vor să facă cu acum și nici acum nu vor să facă cu socialiștii. Deci dacă ei vor lua aproximativ spun același scoruri, zicem o treime și o treime, ei zicem că socialiștii vor veni primii, celelalte două deci, organizații la scoruri diferite. Nu știu care va fi prima, orică democrație, orică acum. Păi oricum nu iese nimic. Deci neapărat două componente trebuie să unească ca să avem un parlament funcțional, lucrativ. Și atunci probabil că va fi nevoit, din păcate, pentru mai multe lucruri, din păcate, pentru că o să facem cheltuieli, pentru că nu se știe dacă următoarele alegeri, deci neordinare, vor aduce rezultatul scontat și tot așa. Da. Domnule Pascaru, iată, vorbim despre alianțe, vorbim despre faptul cum urmează să se prezinte partidele pe data de 24 februarie. Vreau să vă întreb, reieșind din faptul că toate sondajele de opinie și domnul Reniț făcea referire la acest lucru, patru partide ar accede în Parlament. Dumneavoastră susțineți poziția sondajelor de opinie și vreau să vă întreb ce se întâmplă cu partidele de extremă dreaptă și ce se întâmplă cu partidele parlamentare astăzi care nu figurează nici într-un sondaj de opinie? Eu aș împărți, într-adevăr, e ca tot această clasă politică, partidele care erau implicate în jaful secolului și partidele care nu sunt implicate. La noi nu avem de dreapta, de stângă, la noi oamenii nu sunt întratâta. Doctrina, zice. Nu sunt oameni întratâta îndoctrinați. Eu mă uit, oamenii care au votat pentru Mihai Ghimpu și au fost primari, au trecut la comuniști, au trecut în... Nu e chiar așa de îndoctrinare cum este la englești sau la americani. Într-a doua, eu cred că socialiștii nu trebuie să facă alianță cu nimeni.
trebuie să, intrând în Parlament, că acum au un procent foarte bun, intrând în Parlament, trebuie să înțeleagă cu oamenii care au trecut, care au trecut ca deputați pe liste. Eu cred că este posibil de înțeles și de găsit oameni care se, vor putea forma o majoritate. Este așa posibilitate, chiar și președintele statului a spus că se va înțelege anume cu deputați care au trecut pe liste singuri. Într-a doilea, compania electorală, eu cred că... Un nominal, da. Într-a doilea rând, eu cred că compania electorală de mult s-a început și o fac anume prin declarațiile astea care, ca să le majoreze. Uitați, au rămas două luni până la... Până la alegeri. Acum este o corupere, de fapt, că li se mărește sărmanilor pensionari, pensia și mulți promit. Și uitați-vă, spuneți-vă, rog, sunt sute de profesii. Și acum uitați-vă, s-o ales partidul de la guvernare să mărească pensia numai oamenii care e de la poștă. Asta este foarte bine, poștașilor. Este foarte bine cu oamenii ăștia să aibă niște bani în plus. Pentru că la mine tot am cineva din mătușă poștăreață. Dar, cel mai interesant, uitați-vă, că anume poștărețele cunoaște toți oamenii din sat, știi toată informația, care este, care nu, cu îi duci pensia, cu îi încolo. Și eu cred că scorupii anume oamenii ăștia, încearcă să-i corupă ca mai departe să lucrează cu partidul la guvernare. Eu și mă gândesc, dacă să fie tot așa, înseamnă că săptămâna viitoare, când să aibă oamenii ăștia briefing-ul la partid, apoi și ați fac pensie sau leafă la preotul din biserică încă din sat, la primar să mergi de șileafa, cu asta să creadă că să câștigi alegerile. Eu cred că nu este corect, mai ales acum să manipuleze anume cu ridicarea salariilor, pensiei, pentru că mai departe ei n-ați să iei de cuvânt. Deși asta nu s-a întâmplat, de exemplu, cu 2 ani înapoi, cu 3 ani înapoi, deși atâta timp nu li s-a ridicat la pensionari pensia. Și acestea acum... Promitere, eu cred că este o iluzie. Și într-a doua, la noi, în Republica Moldova, mai s-a creat o situație foarte tensionată, având în vedere că țara vecină, Ucraina, au anunțat stare de război. Noi avem raioane care sunt la hotarele noastre și le sunt într-această stare de război anunțată. Noi știm că în Ucraina, în Odessa, au oprit de acum câteva mașini mari, tiruri, cu marfă care duce din Moldova spre Rusia. Da? Se începe un șantaj, știți, și niște reglări de conturi. Este un lucru foarte, foarte, niște semnaluri foarte rele. Acum, iarăși, prin mass media, un jurnalist din Odessa scrie că, de fapt, ucrainenii ar avea ca în gând ca, mai departe, să înceapă niște tensiuni prin Transnistria, cu armata care a rămas aici a rușilor. Ăștia din Transnistria, iarăși, sunt în pe-arme toți. Înțeles că vineau cineva prin Transnistria și ăștia toți sunt agitați. Să nu ne trezim noi în săptămânile astea cu niște provocări la hotare, tare, tare, tare mare. Pentru că este, într-adevăr, asta este o problemă. Oamenii ăștia, dacă anunță stare de război, nu glumește. Noi trebuie să fim foarte atenți. Amuia trebuie să mobilizeze și guvernul, președintele, parlamentul și să Consiliul de Securitate și să atragă atenție la aceste scenarii care ele poate să fie. Da. Domnule deputat, spuneți-mi, vă rog, iată, de fiecare dată noi ziariștii încercăm să facem o analiză la rece a partidilor care s-ar putea uni, iau ghilimele de rigoare, și merge împreună în campaniile respective pentru a obține majoritatea voturilor. Această întrebare vă acord în legătură cu faptul, dacă ați avut discuții sau purtați discuții cu partidele de pe stânga, pentru că domnul Reniță ne vorbea despre blocul acum și despre diferite scenarii, și dacă reiterați poziția enunțată de domnul Reniță că în viitorul Parlament PSRM-ul nu face coaliție cu nimeni. Vă rog, hai să o luăm de la început. Se discută cu PSRM-ul? De la sfârșit. Ceea ce am vociferat și... liderul socialiștilor, așa nume, a fost votat la congresul partidului când domnul președinte a fost după inaugurarea domnului președinte. Noi în viitorul parlament, dacă vor trece, da, conform sondajelor, patru partide din afară de socialiști, democrație și PAS-ul cu platforma, da, noi nu vedem cu cine să colaborăm, coalizăm în sensul larg a cuvântului.
De aceea, ceea ce a spus și domnul președinte, sunt două scenarii. Da? Primul scenariu, când admitem nou, nu ne ajung 2-3 mandate deputat pentru a lua această majoritate și atunci eu cred că se va purta discuții cu unii deputați care au trecut circunscripții unii nominale și care nu sunt afiliați, să spunem, da, partinic. Sau a doua variantă sunt iarăși alegerile anticipate, care pot să aibă loc tot anul viitor. La PSRM s-a adresat cineva din partidele de stânga pentru a face un bloc? Eu nu cunosc asemenea adresări. Am văzut niște reacții, da, bolnăvicioase a celor de la Partidul Comuniștilor, niște învinuiri, da, precum că eu și colegul meu Adrian Lebedinski am participat în comisia asta pe Open Dialog și am semnat și am votat și nu știu ce și așa mai departe. Deci iarăși niște aberații și minciuni crase. Noi am dat replica noastră. De fapt, scoalizăm cu Partidul Comuniștilor, de exemplu, care a asigurat aceste guvernări tot ce vreți. L-a votat pe Adrian Candu ca și președintele Parlamentului, a votat guvernul Gaburici și a delegat viceministri în toate ministerele care au existat după aia. Mă scuzați, dar așa să spunem popor, Vladimir Nicolaevici a dat în arendă, da, 14 deputați și le-a asigurat majoritatea celor din Partidul Democrat. Până și sediul partidului, da, tot a Comitetului Central, a Partidului Comuniștilor, de asemenea a fost dat democraților. Cine și cu cine noi scoalizăm? Da. Cu ei? Domnule Reniță, pornind de la afirmația unui banc, se zice că nu contează votul, contează cei care le numără aceste voturi. Iată, pornind de la afirmația domnului deputat Bolea, ajung la comuniști și la faptul că chiar pe parcursul zilei de astăzi, dânșii și-au retras, de fapt, încrederea politică pentru președintele cec Alina Rusu, care, de fapt, a fost înaintată de către ei. E o ultimă redută pentru PCRM? Gata? Pleacă în istorie? Cum îl vedeți? Și dacă e firesc ca să avem la cec persoane care sunt susținute de partide politice? În primul rând, știți că Comisiile Electorale Centrale, cel puțin în 2009, i s-au adresat foarte multe acuzații și pe parcursul istoriei noastre moderne. Dar niciodată nu a fost dovedit în instanță de judecată lucrul ăsta. Niciodată că ar fi Comisia Centrală măsluit ceva. Asta sunt chiar ipoteze. Chiar dacă, nu știu, chiar dacă există ceva, dar oricum lucrurile astea trebuie să demonstrate. Deci, cum s-ar spune, deci soția Cezarului în afara oricărei suspiciuni deocamdată. Cât privește trucul ăsta electoral, că altfel nu-l pot numi, a comuniștilor cu Comisia Electorală Centrală, că îi se retrage, nu e altceva decât trucul electoral. Ei au, cel puțin după sondaj, aproape 5% și caută procentul ăsta cu febrilitate, ca să treacă pragul Parlamentului. Atunci când vorbim de Partidul Comunist, fiindcă, mă rog, eu sunt cunoscător în cauză, pot să-mi permit să dau anumite aprecieri, chiar dacă supără unii foștii mei colegi de partid. Există două realități în Partidul Comunist. Există realitatea care se numește Vladimir Nicolaevici Voronin, care vrea partidul, ori nu vrea, el îl reprezintă și el face declarații numele lui uneori în detrimentul, da, clar, a partidului. Și sărașii oameni care au mai rămas acolo, au mai rămas și în aparat și au rămas oameni de treabă, oameni de rând, n-au pur și simplu un cotro, că ei, deci, într-un fel, nu au unde pleca, trebuie să rămână în partid și, deci, scuipul de în stânga și în dreapta și merg înainte. Lucrul ăsta trebuie să știi că
Domnul Voronin s-a purtat întotdeauna cu partidul și cu oamenii lui ca cu, deci, oamenii angajați sau cu oameni de la curtea boierului. Vrea l-a luat, nu l-a, l-a, distanțat, l-a distanțat, sau de fapt nu, nu, el niciodată nu distanțează, el pur și simplu ia de guler și îi fugărește afară. Da. Domnilor invitați, avem cred că 20 secunde la dispoziție, am pentru fiecare câte o întrebare de concretizare. Domnul Pascaru, iată, Partidul Liberal, cel puțin din afirmațiile actualului președinte, se vrea reînnoit, se vrea un nou președinte și domnia sa, Mihai Ghimpu, spunea că este gata să nu mai candideze pentru șefia acestui partid. Credeți în acest scenariu sau nu? Da, nu. N-are nicio șansă. Eu cred că pleacă la cimitirul istoriei și nu că nu mai pleacă. El trebuie să răspundă toate fără de legile care s-au făcut într această perioadă. Vă mulțumesc. Domnul Bolea, viitoarele alegeri parlamentare, există premise reale să credem că se vor desfășura în limitele legalului? Vor fi alegeri libere, corecte, fără liste ale persoanelor decedate? O transparență în organizare și așa mai departe? Timpul apropiat va arăta. Vă mulțumesc! Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi!